Dacă vreți să dăm cinste cuvântului Domnului, dar mai întâi vreau să fac o remarcă. Poate că vă întrebați uneori de ce stau așa răsfirați, unul colo, unul colo și unul și nu stau unul lângă altul, ce e între ei? Nu e nimic. Ne înțelegem bine, suntem frați în Domnul și nu avem nimic unul cu altul. Dar ia uitați-vă acolo. Fratele Ilie se vede acum. Dacă stă aici, se vede din nou. Și poate că din greșeală, fără să te controlezi, faci un gest necontrolat. Ori caști, ori ce mai știu eu ce, și se vede urât. De aceea stăm, ca să nu se înțeleagă că avem ceva unii cu alții. Acum să citim cuvântul Domnului. Astăzi s-a vorbit ceva despre Saul și am zis să fim în același duh în această seară. Și o să citim tot despre Saul în 1 Samuel, capitolul 15, începând cu versetul 10. Pagina în Biblie 306. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Amin. Până aici cuvântul, vă rog să-i reocupați locurile. Astăzi am înțeles câteva lucruri despre Saul, cu privire la păcatul pe care l-am făptuit astăzi, atunci, pe vremea respectivă și astăzi s-a vorbit, și am zis să continuăm puțin ca să vedem și din asta să învățăm ce vrea Domnul să ne vorbească. Pentru că sunt lucruri grele care trebuie vorbite și care trebuie analizate. Iată ce spune cuvântul. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Foarte grav lucru. Dacă spune un frate că îmi pare rău, că am avut încredere în tine și m-ai dezamăgit, își cere iertare și trece. Dacă într-o familie își cere iertare și așa cum se cere în America asta, sorry, știi, fugitiv așa și zice că și-a cerut iertare, parcă trece și asta. Dar când Domnul spune îmi pare rău, Domnul nu glumește și nu vorbește numai așa ca să se afle în treabă. Când vorbește despre Saul aici că îmi pare rău că l-am pus împărat, vorbește din inimă Domnul și trebuie să credem. În câteva locuri din Biblie spune Domnul că îi pare rău. Și primul lucru pe care vreau ca să-l remarc în seara aceasta cu privire la ce Domnul spune că îi pare rău, cu privire la om, este în Geneza, la capitolul 6, începând cu versetul 5, pagina în Biblie 6. Și spune în felul următor: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tăritoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. De ce oare a spus Domnul lucrul ăsta? Pentru că spune, răutatea omului a ajuns foarte mare pe pământ. Oare astăzi răutatea omului nu e mare? Oare astăzi nu prin Domnul Iisus avem mila asta care Domnul nu spune, am să-i șterg și pe ăștia? Pe ăștia din veacul ăsta am să-i șterg de pe pământ, că sunt și ăștia răi. Dar are în vedere pe Domnul Iisus, care Domnul Iisus vine și stă în fața Tatălui și spune: Tată, eu mijlocesc pentru poporul ăsta, pentru oamenii ăștia care sunt răscumpărați. Eu am murit pe crucea Golgotei pentru ei. Mai lasă-i că poate să vor întoarce. Pe vremea aceea Domnul spunea am să șterg și s-a întâmplat lucrul ăsta. S-a întâmplat, 8 au scăpat numai, din cât popor era pe vremea respectivă, nu știm numărul, dar 8 au scăpat. De ce? Pentru că Dumnezeu când vorbește, vorbește și se împlinește. Un alt lucru pe care îl vedem, în care Domnul spune că îi pare rău, și este atunci când
David păcătuiește și spune ce vrei să-ți fac. Și spune, zice, până la urmă, zice, mai bine să primești ciumă. Și când Domnul trimite, în momentul când îngerul Domnului era deasupra Ierusalimului să nimicească, să șteargă pe cei din Ierusalim, Domnul s-a căit de lucrul ăsta, spune. Și a spus, oprește-te, trage sabia. S-a căit și a părut rău de lucrul acesta și n-a vrut ca să mai facă mai departe. Un alt lucru pe care îl vedem este în Ieremia, la capitolul 42:10, în care vedem ce vrea să ne vorbească Domnul. 42:10 spune în felul următor, dacă veți rămâne în țara aceasta. Acum, dacă facem o paralelă, putem să o caracterizăm ca și cum am fi noi. Suntem veniți din atâtea părți, România, Ucraina, Moldova și așa mai departe, și Domnul ne vorbește în țara asta și ne spune așa, dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și să vede. Vom vedea mai departe ce propășire ne-a dat Domnul în această parte a țării, în această țară, unde ne-a adus, pe fiecare cum ne-a știe El că ne-a adus. Vă face să propășiți în ea și nu vă voi nimici. Vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Deci din nou Domnul îi pare rău de rău, dar acum e într-o altă postură. Îi făcuse rău când ei cârteau, când ei vorbeau de rău pe Domnul, când totdeauna căuta ca să... și erau nemulțumiți de orice lucru. Erau nemulțumiți vorbind de poporul care a fost scos în Egipt. Ei tot cârteau și tot vorbeau și acum Domnul spune, zice, îmi pare rău de răul pe care l-am făcut împotriva voastră. Să mergem mai departe la text și să vedem ce spune Domnul. Zice, îmi pare rău acum un alt lucru pentru Saul, pentru că l-am pus împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâniat și toată noaptea a strigat către Domnul. De ce o fi strigat Samuel către Domnul? Pentru că îl durea. El îl însese împărat din porunca Domnului și îi părea rău acum. Îi părea rău pentru că l-a dezamăgit pe Domnul. Îi părea rău pentru că pusese un om care îl alesese Domnul și vezi pe ăsta să-l pui. Și acum toate acele lucruri care le văzuse Domnul bun în acel om, pentru că știa ce va fi mai departe. S-au dus pe apa sâmbete, s-au dus toate s-au năruit. Și zice că Samuel plângea. Oare noi plângem pentru un frate când e în probleme? Sau ne bucurăm tare și spune bine a făcut Domnul? Oare noi suferim pentru o persoană când vedem că e în necazuri? Auzi o persoană care are cancer și stai și te minunezi, mă, dar ce-o fi păcătuit omul ăsta de Dumnezeu a îngăduit cancer? Nu zi așa că mâine poate că îngăduie la tine cancer și când ți-o zice și ți-o veni și că știți ce se întâmplă, Dumnezeu cu ce măsură dai cu azi măsoară? În momentul când tu vorbești de rău pe cineva și spui, vai, dar cu ce-o fi păcătuit? În loc să te rogi Domnului, în loc să-ți pare rău, să plângi pentru persoana respectivă, tu stai și spui diferite întrebări și te duci poate și în casa ta și vorbești cu soția sau cu cine mai, cu bărbatul, ce-o fi făcut omul ăsta de zice, uite, Dumnezeu ce l-a lovit? Samuel n-a făcut așa. Samuel s-a dus, zice, și-a plâns toată noaptea. Oare cum o fi plâns? Pentru că, știți, în momentul când ai vreo problemă, plângi cât plângi. Până la urmă nu mai poți să mai plângi. Chiar dacă vrei să plângi, nu mai poți. Dar omul ăsta zice că a plâns toată noaptea. S-a sculat izi de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și au spus. Știți ce se întâmplă? Saul, făcând lucrul acesta care Domnul îi spusese că te duci în unde te trimit și să nimicești, avem versetul 3. Tot în capitolul 15 care spune, du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu-i cruți și să omori bătrâni și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. A făcut sau lucrul ăsta? Pe 3/4. Sau mai bine spus, a intrat în neascultare, pentru că dacă împlinești porunca, toate poruncile și una o dai la o parte, deja te faci vinovat pentru că n-ai împlinit poruncile Domnului. Și mai departe spune, Saul zice, s-a dus la Carmel, deci după toate astea, știm bine că el a făcut neascultare, că n-a ascultat de Dumnezeu ce îi spusese Dumnezeu. El zice că oamenii din armata care o avea cu el, ostași, zice, au luat din prada cea mai frumoasă, toate cele mai frumoase animale, cele mai frumoase cămile, cele mai frumoși boi, tot ce era acolo cele mai bun, dar acum pretext. Cum pretext? Ca să aducă jertfă Domnului.
Ori Domnul de asta avea nevoie. Când îi spune, zice, să nimicești cu desăvârșire. Și pe lângă toate alea, ca să se umple paharul, l-a luat și pe împăratul Agag, l-a luat ca ostatic, cum ar veni, l-a luat și l-a adus la ei. Și spune, zice, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Bucuros tare, am nimicit pe tot ce era, am biruit, am făcut, acum trebuie să sărbătorim. Și zice, apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. S-a bucurat Samuel, ne-ai spus de mult s-a bucurat, i-a spus, bă, ai făcut un lucru bun, să știi că ai păzit cuvântul tot până la urmă. Ia să vedem ce spune. Samuel a zis, deci ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, ce spune Saul. El era interesat, zice, ce e aici? Ce înseamnă behetul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de oi pe care îl aud? Ce înseamnă asta? Și el începe să spună așa, dacă stăm să ne uităm în lumina minții așa, îi fi spus așa, băi, uite, vezi, ăstea le-am luat așa, și vedem ce spune mai departe. Saul a răspuns, le-am adus de la Mareșis pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jerfească Domnului, Dumnezeului tău. Iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Un lucru trebuie să remarcăm aici. Zice, ca să aducem o jertfă Domnului, Dumnezeului tău. Dar lui nu era? Pentru că el trăia în ascultare și am văzut și astăzi că s-a dus să-l cheme Duhul morților, deja să depărtase Dumnezeu de el. Zice, să aducem o jertfă Domnului, Dumnezeului tău. Și restul zice, tot ce era scop, tot ce era chiori, tot ce era cum era, zice, le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Când plângea el, Domnul i-a spus, zice, și Saul i-a zis, vorbește. Eu fi spus, o fi gândit el acum să vezi ce mă laudă Domnul, să vezi ce îmi spune Domnul, că am făcut o treabă bună, am nimicit tot ce mi-a fost de nimicit, de unde, că total invers. Zice, Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte și Saul a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Când erai tu mic, când erai pe-ntre vase, când te căuta toți și mai ai pe cineva, zice, mai e unul, dar e la vase. Și de la vase te-a luat și erai mic, era un om neînsemnat, a ajuns o căpetenie. Și acum ce faci? Treci în neascultare? Cu alte cuvinte pentru noi. Când am venit noi prima dată aici, am venit cu un pașaport și cu o geantă de mână, nu? Și poate câteva haine de schimb ca să avem ceva lenjerie de corp sau mai știu ce mai era. Cu timpul a trecut și acele le-am aruncat la garbici pentru că nu mai erau bune. Mi s-a deschis ochii să vedem magazine mari, să vedem storuri încărcate, să vedem lucruri care... Și din ce în ce ne-am agonisit câte ceva, ne-am făcut câte ceva. După care, stând la început, am stat într-o chirie undeva, acum avem case mari. Dar ce se întâmplă? Nu e un lucru rău lucrul ăsta. Nu e un lucru, poate în Ucraina aveam o bicicletă sau aveam o mașină amărâtă de în fiecare zi te-ai să o repare, acum avem mașini luxoase. Nici asta nu e lucru rău. E un lucru bun pentru că suntem binecuvântați de Domnul. Dar să nu uiți un lucru. Nu uita de Domnul. Nu uita că El ți le-a dat pe toate. Nu uita că El ți-a dat putere ca să poți să cumperi aceste lucruri. Nu uita că El ți-a dat putere ca să fii sănătos și să le faci pe toate. Nu te mândri, nu te îngânfa. Pentru că duce la rău. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu a stat împotriva omului ăsta. Împotriva lui Saul a stat. Pentru că s-a îngânfat. Când erai tu mic, Saule, când erai mic, erai atât de aproape de Domnul, pe vremea aia, că la un moment dat ai și prorocit tu, Saule. Și acum ce faci? Mai departe spune, zice, Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciții, răjbăiește-te cu ei, până îi vei nimici. Și acum îi dă verdictul. Dumnezeu nu se joacă cu omul. Dumnezeu nu se joacă cu să glumească. Ai păcătuit, trebuie să obiați mai departe pedeapsa. Zice, pentru că n-ai ascultat glasul Domnului, pentru că te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului, Saul a răspuns lui Samuel. Am ascultat glasul Domnului, din nou încăpățânat. Am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care am trimitea Domnul. Am adus pe Agag împăratului Amalec și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar Domnul îi spusese lucrul ăsta? Domnul mi-a spus nimicește cu desăvârșire. E diferent ce e, că e împărat, că e copil, că e animal, că e tot ce e. Acolo trebuie să stârpești orice lucru, pentru că Domnul avea o răfuială veche cu ei. Știți când?
În momentul când ei treceau, când și-au trecut pe la amalecit, amalecit s-au năpustit asupra lor și Domnul a spus, zice, cândva, cândva ei vor plăti pentru asta. Și a venit vremea acum să plătească pentru că au stat împotriva poporului Dumnezeu. Și acum cuvântul spune mai departe, dar poporul a luat pradă, oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicicul de săvârșire, care să le jertfească Domnului Dumnezeului la Gilgal. Samuel a zis, deci nici nu ține cont de ce spune, pentru ce adusese ei ca jertfă, pentru animalele care erau fără cusur și oprite pentru jertfă, și spune mai departe Samuel lui Saul, zice, îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Îi place Domnului mai mult, îi place Domnului să facem noi milostenii și să fie făcute din prințosul inimii, să fie făcute din aroganță, din mândrie, să vadă lumea că dai, îi place Domnului asta. Îi place mai mult de văduva care a aruncat doi bănuți și poate că așa ceva vrea și de la noi. Îi place Domnului, spune, îi plac mai mult arde de tot și jertfele decât ascultarea. Ascultarea mai mult face. Și spune că cine ascultarea, deci intervine lucru împotriva ascultării, neascultarea. Și spune neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și serafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Ce verdict grav i-a dat! Te leapădă ca împărat, dar el habar nu are de lucrul ăsta. Pentru că era un lucru greu, îl dă la o parte ca împărat, îl lasă ca, ce știu, ca o slugă sau ce putea să fie acolo în locul acela. El nu ține cont de lucrul ăsta și spune, zice, Saul i-a răspuns, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele, mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. Până aici am zice că parcă și-ar cere iertare. De-aia uite-te mai departe ce vorbește lui Samuel, zice, acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Mai dorea Domnul ca să mai primească închinăciuni când el este deja verditul dat, că ești dat la o parte ca împărat. Samuel a zis, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de pulpana haine și s-a rugat Samuel, i-a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Nici aici nu ține cont. Să vedeți mai departe câtă mândrie poate să fie un omul acesta. Știe bine verditul care i s-a dat și totuși, mai departe, tot în încăpățânarea lui, iată ce spune mai departe. Samuel, cel ce este tăria lui Israel, nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. Saul a zis iarăși, am păcătuit. Știu, părinte, am păcătuit, dar te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului. Asta e ardea lui, să-l cinstească în fața bătrânilor. Când știa că Domnul e împotriva lui, el mai avea pretenția ca să fie cinstit în fața poporului, spune mai departe, și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Samuel s-a întors, a mers după Saul și Saul s-a închinat înaintea Domnului. Ce folos! Ce folos când Domnul dă verdictul! Ce folos să te mai duci din nou? Ce folos când păcătuiești cu voie și totuși nu-ți pare rău? Nu te căiești de lucrul ăsta. Omul ăsta nu e apăsat de asta. Ascultarea are mai multe lucruri și aș vrea în seara aceasta să, cât timp ne permite, să enumerăm câteva lucruri care trebuie să le facem și care sunt primordiale pentru a asculta de Dumnezeu. Ascultarea face mult lucru înaintea lui Dumnezeu. Și ascultarea... În seara aceasta nu vom vorbi despre ascultarea de părinți, a copilor față de părinți, nu vom vorbi de ascultarea față de autorități, vom vorbi ascultarea față de Domnul, pentru că El este primordial în viața noastră. Restul sunt secundare, nu prea ne interesează, că sunt valoroase și alea. Dar în seara asta vom vorbi despre ascultarea omului față de Dumnezeu. Și primul lucru este, când asculți de Dumnezeu, înseamnă că îl iubești pe Domnul. Îl iubești pe Domnul. Și în Roman, la capitolul 6, vedem că este scris un lucru. Capitolul 6, începând cu versetul 11, spune așa, toți așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru.
Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Iată, ca să poți să fii plăcut înaintea Domnului și ca să cu adevărat să asculți de Domnul, trebuie să-L iubești pe Domnul. Un alt lucru este acela să te încrezi în Domnul. A-L asculta înseamnă să te încrezi în Domnul. Nu mai așa ascult, că sunt și ascultări, sunt ascultători uituci. Acum ascultă și a uitat, nu mai. Uite ce intră pe ureche și este pe cealaltă. Aia sunt ascultători uituci. Dumnezeu nu ne vrea așa. Dumnezeu ne vrea ca să fim ascultători și împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. În Evrei, la capitolul 12 cu 25, ne vorbește despre lucrul acesta și vreau ca să citesc și cuvântul acesta, am vrea ca să înțelegem ce vrea Domnul în seara aceasta de la noi. În capitolul 12 cu 25 spune așa, luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați de cel ce vă vorbește, adică nu de mine, de Domnul. Eu să folosește Domnul ca să vă spun în seara aceasta și atât dumneavoastră cât și eu să ascultăm de Domnul. Deci luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vor scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Deci trebuie să ne încredem în Domnul, să ascultăm de Domnul. Un alt lucru este acela că în a-L asculta pe Domnul, trebuie să fim oameni sinceri, oameni nu cu mască, oameni care să ne ascunde sub o mască, că acum suntem cu Domnul și mai târziu vom vedea noi ce... Nu, ascultarea trebuie să fie făcută deschisă, Domnul să vadă inima noastră și tot ce este în noi, că ascultăm de Domnul. Să ascultăm de Domnul de bună voie, de bună voie. Se întâmplă când Dumnezeu așa îngăduie ca unii oameni care n-ascultă de bunăvoie să vină la Domnul prin suferință. Unul din oamenii aceia sunt eu. 10 ani de zile, v-am mai spus și vă repet, 10 ani s-au tot rugat pentru mine. Socrii mei, fratele meu care era pocăit înaintea mea. Și una o țineam că eu nu știu altceva să fac decât să pun în pahare și că lucram într-un restaurant. Și Dumnezeu m-a adus prin boală, prin suferință, încât până într-acolo, încât a zis, ori te întorci, ori dacă nu îți voi lua viața. Ăsta este Domnul, întoarce pe cine vrea, dar primordial înaintea Domnului trebuie ca noi să ne întoarcem la Domnul de bună voie, nu condiționat, nu ca să avem Dumnezeu să se folosească de alte mijloace pentru a ne întoarce la Domnul. Vreau să te atenționez în seara aceasta, frate și soră, care n-ai făcut încă un legământ cu Domnul, nu te juca cu Dumnezeu, nu știu ce aștepți. Tu dacă tot vii la adunare și tot îl cauți pe Domnul, de ce nu vrei să faci pasul de a te întoarce să fii în poporul lui Dumnezeu? De ce nu vrei să te predai în mâna Domnului și să poți să ai și tu parte cu Domnul? De ce nu vrei ca să fii înscris acolo unde se va face un botez anul ăsta? Ce ai de așteptat? Până când vrei să aștepți tu care nu vrei să te întorci? Tu care vrei ca să mai stai așa? Sau poate ai în inimă faptul că mai vrei să mai păcătuiești și dacă n-ai un botez, să mai închide ochii. Nu e adevărat. Cine păcătuiește, sufletul care păcătuiește, acela va muri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă, nu te juca cu Dumnezeu. Ai grijă, azi dacă auzi cuvântul Domnului, întoarce-te și pocăiește-te, întoarce-te la Domnul, vin înaintea Domnului, caută-L pe Domnul, fă un legământ cu Domnul, ca să poți să fii fericit și să poți să ai parte. Nu știi ziua de mâine dacă mai e a ta. Nu știi ziua de mâine. Ai grijă la ceea ce te îndemn în seara aceasta și Dumnezeu să te ajute la asta. Să citești cuvântul Domnului. În a-L asculta pe Domnul trebuie să citești cuvântul. Cum poți să-L asculți, cum poți să știi ce vrea Domnul de la tine dacă nu citești cuvântul Domnului? Dacă nu ești cu Biblia și Biblia poate că e undeva într-un raf lăsată sau poate nici nu ai Biblie. Să găsești de cumpărat dacă nu ai, îți dau ca pont, să găsești de cumpărat. Ia-ți o Biblie și caută să citești, lasă romanele polițiste, lasă romane sau ce știu ce alte lucruri, lasă filmele care că sunt numai minciuni, lasă totul și caută și citește Domnul, lasă internetul care te poate duce numai la rău și caută să citești cuvântul Domnului, pentru că prin cuvântul Domnului ai viață, cuvântul Domnului îți dă viață, cuvântul Domnului te îndreaptă și te face ca să fii așa cum vrea Domnul și prin asta asculți de Domnul. Să nu te împotrivești când auzi despre cuvântul Domnului. Când auzi o prorocie, când auzi alte lucruri, nu te împotrivi.
Nu te împotrivi înaintea Domnului, pentru că se vorbește și din cuvânt și prin cântare și Dumnezeu îți vorbește de atâtea ori inimii tale, de atâtea ori bate la inima ta, de ce o ții închisă. Chiar dacă te-ai întors la Domnul și nu vrei să te pocăiești așa cum vrea Domnul, nu ca lumea, pentru că zice sunt pocăit, e pocăit ca lumea. Ca lumea, aia nu e pocăință. Ca lumea e lumea, lumea goală și noi nu vrem să fim ca lumea, vrem să fim pocăiți din Domnul, să fim pocăiți așa cum ne vrea Domnul. Pocăința să fie dintr-un pământ bun care s-a pus în inima noastră, cuvântul să fie într-un pământ bun și să putem da roadă, asta vrea Domnul de la noi. Ascultarea, să știți că poate să fie în favoarea noastră. Ascultarea, dacă ascultăm de Domnul, Dumnezeu ne binecuvintează, poate să fie în favoarea noastră. Haideți să citim un cuvânt din Deuteronom, care ne vorbește despre lucrul acesta, în Deuteronom, la capitolul 30, cu versetul 15, pagina Bibliei 226. Iată, îți spun înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduirile Lui, ca să trăiești și să te mulțești și ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze, ascultând de Domnul, iubindu-L pe Domnul, Dumnezeu te binecuvintează, spune, în țara pe care o voi lua în stăpânire. Suntem într-o țară care nu putem să spunem că suntem stăpâni pe ea, dar avem anumite lucruri pe care avem o stăpânire. Dar nu asta contează, contează că Domnul ne binecuvintează prin ascultare și noi putem propăși. Noi putem ca să stăm lângă Domnul fără ca să sughițăm, fără ca să suspinăm, fără ca să fim oameni care facem o lucrare suspinând sau mergem la adunare și lucrările pe care le facem, le facem suspinând. Nu, Dumnezeu ne vrea și vrea să ne binecuvinteze. Numai noi să vrem. Numai noi să vrem. Și asta înseamnă ca să fim ascultători. Tot în Deuteronom, la capitolul 10, iată ce vorbește cuvântul Domnului la versetul 12. Acum Izraele, adică acum Biserică Golgota, iată ce îți vorbește Domnul în această seară. Ce alta cere Domnul de la tine, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dă astăzi, ca să fii fericit. Iată, mai devreme spunea că te binecuvintează Domnul dacă asculți și acum spune ca să fii fericit. Vedeți, dacă trăim în ascultare, avem beneficii în urma ascultării. Dumnezeu ne dă aceste lucruri. Prin ascultare, Domnul nu îngăduie boală. Credeți lucrul ăsta? Este scris în Biblie. Că dacă ascultăm de Domnul, Dumnezeu ne ferește casele noastre. Hai să vedem ce spune în Exod, la capitolul, în Exod, la capitolul 15:26. La pagina 76, El a zis, e valabil și pentru noi, pentru că Vechiul Testament e lumina și umbra lucrurilor viitoare. Hai să spui, era în vechiuri și așa era, nu, suntem poporul Domnului, atât e cei din vechi care Domnul era poporul lui, cât și noi astăzi. Și atât ce spune, El a zis, dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile pe care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Deci, cu alte cuvinte, vedem astăzi ce se întâmplă în lumea aceasta. Câte boli îngăduie Domnul. Dar pentru cine ascultă de Domnul? Dacă Domnul mai îngăduie într-o familie, e problema Domnului dacă El vrea lucrul ăsta. Nu știm noi de ce îngăduie Domnul. Dar cuvântul ne îndeamnă și ne spune că dacă vom împlini cuvântul Domnului și vom sta lângă El, Domnul nu va îngădui. Domnul nu a îngăduit atâtea ori, atâția frasurilor au spus că putea să fie mort, putea să aibă accident și Domnul nu a îngăduit. De ce? Pentru că mâna Domnului este peste cei ce se tem de Domnul. Și Domnul să ne ajute la asta, să ne temem de Domnul ca Dumnezeu să nu îngăduie. Pentru că spune, ei sunt ai mei, ei vor fi o comoară deosebită, ei vor fi copiii mei și eu voi fi tatăl lor. Ei, asta vrea Domnul de la noi și în această seară ne îndeamnă să-L ascultăm, să-L ascultăm. Prin ascultare de Domnul, putem să riscăm să nu ascultăm de legile țării. Putem să nu. Dacă vrem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să ne împotrivim în anumite condiții și legilor. Haideți să vedem ce spune în Fapte, la capitolul 4, cu versetul 18. Spune așa.
După ce a chemat, e vorba de Petru și Ioan, când li s-a poruncit să nu mai vorbească în numele Domnului, să nu mai vorbească despre Iisus, să nu mai vorbească nimic. Și atât ce spun ei, atenție! Și după ce a chemat, le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru, plin de Duhul Sfânt, care era cu teamă și ascultat de cuvântul Domnului, a spus în felul următor. Petru și Ioan le-a răspuns, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. De-aia am spus, se poate întâmpla ca de uneori să trecem peste cuvântul, măcar că cuvântul spune, zice, ascultați de autoritățile în Domn, care sunt puse pe pământ pentru că Domnul le-a lăsat. Dar sunt și cazuri în care nu poți să asculți. Dacă autoritatea spune să nu te rogi, nu poți să-i spui, gata, nu mai rog, pentru că tu ai spus. Dacă spune să nu mai mergi la biserică, stai acasă și mult mai bine stai acasă, confortabil. Nu, vină la biserică. Și câte alte lucruri se pot întâmpla încă, acum suntem liberi, nu se știe ce va veni, nu se știe ce va fi. Și atunci vom fi în conflictul acesta din versetul pe care l-am citit cu autoritățile. Atunci se va vedea ce fel de oameni suntem. Atunci se va vedea că acum, bine mersi, stăm pe scaune și nu e nimeni care să vină să te împungă de la spate. Dar când va veni vremea, când va sta la ușă și va spune, vrei ca să fii cu Domnul sau te arestăm, te ducem la un deșert, la pușcărie. Atunci să vedem ce va fi. Atunci, pentru că aici cu omul acesta nu i-a păsat de ce se întâmplă, de ce vorbea autoritățile, zice, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și noi am auzit, am văzut multe și trebuie să stăm lângă Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că opus ascultării de Dumnezeu este neascultarea. Neascultarea. Câteva cuvinte voi vorbi și despre aceea, despre neascultare, după care voi lăsa și pe ceilalți frați ca să mai, pe fratele Ilie să mai aibă îndemnul care mai are mai departe. Neascultarea, spune Biblia, neascultarea, spune, în versetul care l-am citit, este tot atât de vinovată ca ghicirea. Dacă n-asculți de Domnul, ești egal ghicitor. Te duci la ghicitori sau te duci ca să-ți dea cu cărțile, să-ți dea cu ce mai știu eu ce, cu tarot, cu ce există astăzi, cu magia asta neagră, care se spune, care este, poate în America asta nu e, dar la România, poate și la Ucraina era așa ceva. Când aveai vreo probleme, te duceai repede la babă, la ghicitoare, ca să-ți dea, să vadă ce spune. Și numai minciunii spunea, mai îți lua și găina, îți mai lua și bani, îți lua toate celelalte, pentru că aia făcea aia banul. Dar astăzi noi avem un Duhul Sfânt, care nu mai trebuie să mergem la ghicitori, nu mai trebuie și trebuie să ascultăm de Domnul, pentru că altfel ne facem vinovați înaintea Domnului, ca și ghicitori, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Atenție, diferență și deosebire între terafim și serafim. Terafimul este un idol. Este un idol care este făcut de mână omenească și pus într-un undeva și te rogi lui. Serafimul este o parte dumnezeiască care arată Biblia despre astfel de lucruri. Și aici spune cuvântul, zice, este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și serafim, și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, spune mai departe, te leapă de Domnul. Ei, împotrivirea aceasta este periculoasă înaintea Domnului. Am vorbit mai devreme că atunci când vrei să-L asculți pe Domnul, să nu te împotrivești. Sunt și unii oameni care sunt foarte periculoși. Ați întâlnit și de genul acesta. Nu zice nici de rău, nici de bine. Aveam un vecin care totdeauna îi vorbeam despre Domnul și îi vorbeam despre Domnul și poate cu un sfert de ore îi vorbeam și mă bucuram, Doamne, zi, l-am câștigat pe omul ăsta pentru împărăția ta, l-am câștigat, Doamne. După ce terminam eu de vorbit, zice, așa e, mă, e bine, dar e bine și la popa. Mă termina. Vă dați seama ce înseamnă. Sunt unii oameni care sunt împotrivitori, dar nu se arată pe față. Sunt unii oameni care vin la adunare, dar sunt împotriva păstorului, împotriva cuvântului, împotriva... Și când ies afară, încep tot felul de vorbe și încep tot felul de cuvinte care duc la ceartă. Împotrivirea asta nu e bună. De aceea trebuie să avem în vedere și lucrul acesta, că a te împotrivi la cuvântul Domnului, nu ești ascultător de Domnul. Mai bine stai acolo și roagă-te Domnului. Doamne, eu am o inimă rea, o inimă care se împotrivește la orice cuvânt, o inimă care nu poate să primească, ajută-mă ca să te pot urma, ajută-mă ca să pot să fac ceva, pentru că altfel nu pot, o să ajung în iad, o să ajung. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că de la omul acesta am avut ceva de învățat astăzi, nu de la el neapărat, dar din cuvintele care sunt scrise aici. Astăzi s-a vorbit despre cuvântul care a fost, din păcatul care l-a făcut în seara aceasta, despre lucrul acesta de neascultare înaintea Domnului. Și Dumnezeu poate să lepe de pe acela care nu ascultă.
cum se vorbea mai devreme, zice că suntem cu Domnul și Domnul e departe de noi. Ferească Domnul să fim în astfel de condiții. Mai bine să ne dea Domnul binecuvântare, înțelepciune, ca să putem să-L urmăm, să putem să-L pricepem că El este Domnul și El este gelos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.